Se dă alarma de mâine la Slatina. Reprezentanții primăriei municipiului anunță o amplă acțiune de testare a sistemelor de alarmare civilă pentru verificarea modului în care funcționează sirenele. Vă aducem la cunoștință faptul că, începând de mâine, 7 iulie 2022, inspectorii Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă Situații de Urgență al primăriei municipiului Slatina vor iniția activitatea de testare periodică a gradului de funcționalitate al sistemelor de alarmare civilă, situație ce va genera emiterea mai multor semnale acustice. Din aceste considerente, vă îndrumăm să vă păstrați calmul, deoarece prezenta acțiune reprezintă doar un proces de verificare al nivelului de audibilitate a sirenelor, în vederea remedierii eventualelor defecțiuni apărute de la ultima revizie până în prezent, transmite primăria municipiului Slatina printr-un comunicat de presă. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt spun că astfel de verificări au loc periodic. La nivelul municipiului Slatina se vor desfășura verificări ale sistemelor de alarmare în situații de protecție civilă. Scopul acestor testări este de a verifica nivelul de audibilitate și de a remedia eventualele deficiențe. Sistemele de înștiințare, avertizare și alarmare a populației sunt verificate periodic de autoritățile locale și de reprezentanții ISU Olt. La nivelul județului Olt există 200 de sisteme de alarmare a populației. O parte dintre ele sunt sirene electrice, iar restul sunt electronice. Alarmarea populației de pe teritoriul județului Olt se poate executa cu ajutorul a 200 de sirene de alarmare de diferite tipuri și puteri. Dintre acestea, 100 sunt sirene electrice și 100 sirene electronice. Sirenele electronice sunt mijloace moderne de alarmare. Prin intermediul acestora se pot transmite și mesaje voce preînregistrate și au surse alternative de alimentare cu energie. Complementar acestor mijloace de alarmare a populației, se poate utiliza sistemul RoAlert. Potrivit autorităților, în cazul în care vor fi depistate sirene defecte, se va interveni imediat pentru remedierea problemelor. De asemenea, se va analiza dacă mai este nevoie de montarea altor sisteme de alarmare în municipiul Slatina. La acțiunea de verificare va participa și un reprezentant al ISU Olt.